În cazul în care n-ați văzut cum năpârlește un păianjen. Hop, se bat. Nu vine la mâncarea mea. Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi am venit din nou în expediție pe malul râului Siret. După cum puteți vedea aici, și sunt cu Ionuț, prietenul canalului. Și haideți să vedem ce animale sau cu ce animale ne vom întâlni astăzi. Este o vreme destul de înnorată, o vreme bună pentru păsări în special, dar cam liniște la prima vedere. Haideți să vedem cu ce ne întâlnim astăzi. Mâncarea mea. Trebuie și cu vacea, și cu cam. Scoate la pescut? Da. Oricum, din păcate, e cam secetă, da? Foarte. E înnourat, nu prea se vede ca lumea pe cameră. Da, zici că e, da, nu, e o vreme bună de fotografiat, dar da. Dar nu se văd dungile alea, poate se văd pe calculator, știi, ca să ne dăm seama că e exact turturică, dar după cântec ea e. Ia uite ea, pescărușul. Ia uite pescărușul acolo. Curat. Era pe aici? Da, era acolo. Și s-a dus, uite, în partea aia. Și aia doi, cred că sunt tot bătlanii aia, nu? Da, da, da. Că așa par. Da, la depărtare. Ca zborul ăsta așa, nu, sunt bine, sunt noi, sunt la deal. Da. Cam liniște azi, dar tot e ceva activitate, știi? Adică s-aud păsări în jur. Ia să vedem ce am apropiat. Ca să cumva să vântul ăsta se împingă prea tare acolo, știi? Ești strâng pe care e iar să facă noața. Filmez, dar trebuie să focalizez. Da? Ia uite-l. Da, da, da. Ia. Hop. Și amândoi în zbor acum. Și aia care a zburat pe lângă, nu știu ce. Sunt cam departe de noi, dar uite, eu mă văd că se urmăresc unul pe altul. Sunt și au venit să prindă ceva reptile dacă reușesc. Da, și șoareci, mă. Și șoareci, da. Sunt foarte iubiți. Da, hai să vedem dacă ne putem apropia cu camera cealaltă, să vedem un pic mai de aproape. Da, 1, 2, 3, ia. Nu fac mai nimic, dar nu știu ce. Dau doar.
Ia să vedem. Testoasele nu mai stau pe buștean acum, că nu mai au soare. Dar pe aici, prin zona, am văzut testoase de apă, emisori polaris. Știi de ce am prins libelula asta? Așa de ușor? Și am lăsat-o să zboare. Pentru că temperatura este destul de scăzută. De obicei, insectele sunt animale poichilotermi, care își reglează temperatura corpului în funcție de temperatura mediului. Și atunci când este mai rece afară, ele devin mai greoaie, se mișcă mult mai greu. Nu mai au aceeași intensitate a zborului, aceleași mișcări rapide. Și atunci putem să le prindem mai ușor, să zicem. Dar cel mai bine e să le dăm drumul ca să-și continue viața. În cazul în care n-ați văzut cum năpârlește un păianjen, și avem aici un exemplu de Argiope bruenici, păianjenul viespii, care tocmai a năpârlit și acum trebuie să se întărească exoscheletul pentru a putea să-și continue dezvoltarea. Trebuie după aia să-și facă pânza, să prindă alte insecte și cred că mai are o năpârlire până ajunge la adult. Uite, au venit căprioarele sau mistreții, dar cred că sunt căprioarele astea. Că mistreții nu lasă la urmele astea, dar căprioare cred că sunt. Au ajuns aici. Câini, lup sau șacal acolo. Bine, au venit la apă, că trebuie să adapte și ele. Vine direct pe aici, observi? Da. Nu cred. Că vine pescare. Da. La mistreț se vede gaura acolo, nu? N-ai cum să o ratezi. Da, suntem pe malul Siretului. Aici, în spatele meu, avem Siretul. Ia uitați ce frumos e. Prindem și noi un napus, dar pe cunorii ăștia. Cred că prindem un napus foarte interesant. Ia să vedem cum e soarele în partea aia. Să vă arăt și vouă. Și dacă tot ai ajuns până în acest punct, abonează-te și tu la canal dacă nu ești abonat. Și dă-și tu un like la acest clip. Un păianjen și un grup de furnici care cu siguranță au găsit ceva acolo. Ceva care merită să-și piardă timpul în acel loc. Și iată-ne și la finalul acestui clip. Deja vine seara. Liniștea este din ce în ce mai adâncă.
dar acest lucru probabil se datorează faptului că astăzi este mai rece afară față de zilele trecute și nici activitatea insectelor nu mai este așa de mare, pentru că, după cum știți, totul se leagă. Dacă insectele sunt active, atunci și vertebratele care se hrănesc cu insecte sunt active și prădătorii sunt activi și atunci putem vedea mai o bogăție mai mare de animale în zonă. Dar cu toate acestea am văzut câteva animale interesante. Le-ați văzut și voi odată cu mine, pentru că pe majoritatea am reușit să le filmez. Și noi o să ne vedem în clipul următor, dar nu uita până data viitoare să observi, să asculti și să înveți de la natură, pentru că natura este uimitoare. Pa! Dacă ți-a plăcut acest clip și vrei să fii la curent și cu alte informații despre viața animalelor, abonează-te și o poți face chiar aici. Apasă și pe clopoțel pentru a fi notificat de fiecare dată când apare un episod nou. Acum poți viziona și aceste două filmulețe unde vei afla lucruri interesante despre animale. Nu uita până data viitoare să observi, să asculti și să înveți de la natură și noi ne vedem în următorul clip.